Pe Alexandru Tudose l-am găsit în curtea diviziei 2 de infanterie getică, supraveghind lucrările la Biserica Marea Mureșană, care se construiește în incinta unității. Pentru el, misiunile desfășurate în Afganistan alături de militarii români nu constituie decât o împlinire a datoriei de preot militar. Prima misiune de campanie a fost în 2005 în Kandahar, când a însoțit batalionul 300 infanterie Sfântul Andrei. În 2012 s-a întors în Afganistan cu o unitate din Focșani într-una dintre cele mai periculoase zone ale frontului, regiunea Kalat. Practic, militarii români trebuiau să facă față unui inamic invizibil, inteligent și imprevizibil, fapt ce amplifica stresul soldaților. Preotul Alexandru Tudose le-a oferit în tot acest timp sprijin duhovnicesc și multe ore de dialoguri de suflet. Practic, unitatea noastră de la Focșani era situată pe linia frontului și aveam de-a face zilnic cu un inamic, inteligent, invizibil și imprevizibil. Viața noastră în Afganistan în anul 2012 a fost între apără-mă, Doamne, sau primește-mă, Doamne. Pe parcursul stagiului de campanie, preotul s-a deplasat pe la toate subunitățile aflate pe linia frontului, pentru a susține moralul militarilor din batalionul 280 infanterie. Era primit cu drag de soldații români care, pe unde mergeau, construiau câte o biserică, o capelă sau o troiță creștină. De altfel, soldații români nu plecau în misiune fără a rosti în prealabil o rugăciune. Din misiunea mea de 6 luni, mai bine de 45 de zile le-am petrecut în afara bazei. Am călătorit pe roți sau prin aer și am vizitat militarii batalionului 280 infanterie în toate locațiile acestea unde își desfășurau misiunea. Unde s-au plimbat, să zicem, soldații români, a existat și câte o biserică? Așa este, fie că au fost preoți alături de ei, fie că au fost fără preoți, militarii români au construit fie biserici, fie capele, fie au înălțat cruce și troițe, acestea dedicate eroilor care și-au dat viața în Afganistan, sau pentru că crucea, drapelul creștinismului, are o semnificație profundă pentru soldatul român și mai ales într-o zonă islamică, lucrul acesta se vedea foarte mult. Crucea era un element de suport moral foarte puternic pentru ei și nu concepeau să plece în misiunile lor fără rugăciune. Activitatea de consiliere nu se rezuma doar la programul liturgic. Un preot de campanie nu are timp de somn. Cum casa parohială se afla situată chiar lângă cantina militară, preotul nostru îi aștepta de multe ori pe soldați pentru a diminua din stresul post-misiune. Trecea împreună cu militarii și peste momentele cele mai grele, în care viața unui camarad era în pericol. În asemenea momente, legăturile dintre camarazi sunt la fel de strânse precum cele familiale. De multe ori îi așteptam, se torceau la miezul nopții și îi așteptam pentru că casa parohială era chiar lângă popotă, ca să spun așa, și îi simțeam. Și de fiecare dată ieșeam afară și vedeam cum vin cu armele, cum vin cu echipamentul de luptă și răsuflam ușurat că s-au întors sănătoși și totul a fost bine. Deci am fost alături de ei oriunde, eu am o deviza mea că voi merge alături de voi oriunde veți merge voi. Aceasta este și deviza mea și eu m-am călăuzit foarte bine de ea și cred că asistența religioasă a însemnat un lucru extraordinar pentru soldații noștri care, pe lângă faptul că aveau și acest element al credinței, au fost și foarte buni luptători. În general, când se întâmplă un eveniment, toată lumea este tristă. Până se află rezultatul incidentului, toți stăm așa cu sufletul la gură. Abia după ce aflăm ce s-a întâmplat, practic ne mai liniștim un pic. Practic în Afganistan militarii formează o familie, familia lor de acolo, spre deosebire de familia lor de acasă, și bucuriile, necazurile, toate încercările le trăiesc toți la același nivel și chiar la unison. Cât despre militarii români participanți la campaniile din Afganistan, preotul povestește că sunt dintre cei mai bravi de pe tot frontul. Nimeni nu a dat înapoi niciodată de la vreo misiune, chiar dacă zonele unde activau aceștia erau dintre cele mai periculoase.